Nu de foarte mult timp, în cazul meu. Am citit cu pasiune această carte, că îl cunosc pe Martin de mult, într-adevăr, nu numai pentru că tinerețea noastră are o mulțime de puncte în comun, într-un moment în care comunitatea, comuniunea însemna altceva decât și nu numai pentru că mi-a salvat viața. Este un argument colateral, o pagubă colaterală, pentru care totuși sunt recunoscător. Nu știam, am aflat despre, este un om de spirit și este un scriitor și un povestitor, cum s-a spus deja, un om care nu trăiește pur și simplu, ci care reflectează la ceea ce trăiește. La sfârșitul cărții am avut sentimentul foarte firesc, dar greu de analizat, că am ascultat sau am citit povestea unei vieți împlinite. Acum, ce înseamnă o viață împlinită? Toți alergăm după chimera asta, să realizăm o viață împlinită. Cred că una din metodele de a avea o viață împlinită e să nu trăiești cu obsesia asta. Să nu te întrebi în fiecare dimineață, acum, în planul meu de împlinire, care este pasul următor, ce trebuie să fac, ce trebuie să nu fac, și așa mai departe. Întâmplător lucrez la un proiect despre problema destinului și trebuie să spun că citind cartea lui Martin am avut impresia că parcurg bibliografie pentru această temă. Pentru că dintr-o dată, deși îl cunosc atât de bine, cartea a devenit pentru mine un spectacol la care asist din afara relației noastre. Viața lui Martin a devenit spectacol și sursă de reflexiune. Este formidabil cum să împletesc lucrurile într-un destin de om către o țintă pe care nu întotdeauna și cel care merge spre acea țintă o identifică foarte limpede. Nu suntem doar ceea ce hotărâm, deși Martin a avut de luat câteva decizii decisive, esențiale. Suntem în plus ceea ce ni se întâmplă, indiferent ce am decis noi. Iar la sfârșitul acestei cărți am crezut că pot spune o viață împlinită este o viață care împlinește și pe altora. Martin a reușit ca împlinindu-se să împlinească multe vieți în jurul lui, nu numai a lui, dar a familiei lui și, în general, viețile tuturor celor cu care s-a întâlnit. N-a refuzat nicio întâlnire, n-a refuzat niciun risc, a plecat din România la 40 și ceva de ani, la 42 de ani, a trecut prin momente foarte grele, a trecut într-o reformulare profesională, a luat cu un fel de calm lăuntric, care nu e lipsit de suferință, de patos, dar care a avut mereu o egalitate de umoare care i-a rămas până azi. Chipul lui este extrem de odihnitor. Și asta pentru că mereu iradiază o formă de încredere, care eu știu că în cazul lui particular a devenit o formă de credință. Am avut de curând la Colegiul Noua Europa o dezbatere pe o temă care implică un cuvânt de care vă rog să nu vă speriați, un cuvânt inventat de englezi în secolul XVIII și care are ceva fandosit în el, dar e foarte interesant totuși. Se numește serendipity. Serendipity înseamnă să găsești ce n-ai căutat, ca să traduc rapid. Adică o surpriză pe un drum în care tu erai orientat spre altceva și dintr-o dată e cazul lui Cristofor Columb, ca să dăm exemple enorme. A plecat să găsească Indiile și s-a trezit cu America. E ceva ce îi se întâmplă permanent în viață. Unde dai și unde crapă e una din variantele autohtone la Serendipity. Și ceea ce e pasionant în cartea lui Martin
este că de câte ori ia decizii, în joc intră și un coeficient de surpriză chiar pentru el, care de fapt împreună cu decizia lui construiește destinul. Repet, suntem ceea ce decidem, dar suntem și ceea ce ni se întâmplă dincolo de puterea noastră de decizie. Sentimentul lui Martin pe care îl împărtășesc e că decizii ne ocupăm noi, iar de serendipity se ocupă cine trebuie. Eu mă bucur mult că ne intersectăm din nou și sper să o ținem așa, numai în legătură cu cărți, fără alte accidente.